Fetelor, astăzi a fost o zi minunată! Da, Diana, antrenamentul a fost super și mulțumim că ne-ai dus la cafeneaua aia mișto! Deci, fetelor, ziua fără Costea a fost superbă! Fetelor, vă promit că de acum voi petrece de 3 ori pe săptămână o zi fără Costea! Ce mișto, Diana! Pentru că, știi, stai tot timpul împreună cu Costea! Am înțeles, fetelor, vă promit că voi petrece mai mult timp cu voi! Unde pleacă iepurașele? În tabără! Doamnă Smiley, de ce nu putem merge unde vreau eu? De ce trebuie să mergem unde vrei tu mereu? Molly, de ce nu mă întreb dacă am bani pentru restaurantul ăla? Poate n-am bani. Serios, Smiley, dacă vrei să ieși cu mine, trebuie să ai bani mereu. O, Smiley, uite frumoasa ta conduce Rabla Roz. Molly, nu mai vorbi urât despre ea. Ea nu vorbește urât despre tine. O, Smiley vorbește, crede-mă, doar că nu știi tu. Diana, Diana, uite, Smiley e mașină cu fata cu păr verde. Fetelor, nici să nu-mi ziceți de el. Nu-mi pasă unde se duce sau de unde vine. Fetelor, azi am auzit-o pe fata cu păr verde cum țipa la Smiley. Smiley, când o să mă duci la un restaurant sau măcar la o cafenea? Da, fetelor, fata asta cu păr verde adoră să cheltuie bani. Uitați-vă, și-au ieșit din minți, ne blochează drumul. Doamne, fetelor, bine, vom merge acasă rapid, repede. Hei, Tur, cu Rabla Roz, ferește-te din drum! Molly, calmează-te! Diana, ce crede ea că face? Spune ceva! Ascultă-mă, Diana, du-te jos, spune ceva, eu n-am nicio șansă cu ușa asta! Chiar acum, Diana? Ascultă aici, păr verde, majoretele sunt întotdeauna primele, fă-ne loc! Aoleu, Smiley, ce crezi că faci? Ce e greșit cu tine azi? Trebuia să mergem noi! Molly, ele sunt fete, doar le-am eliberat drumul! Diana, nu înțeleg. S-a dus Smiley la plimbare cu ele? Iarăși Costea. Deci, fetelor, liniștiți-vă. Am avut o plimbare minunată. Nu-l atingeți pe Costea, vă rog. Costea, bună! Grăsuțul deja a venit la Diana. Cum de nu s-a săturat de lâncă? Ascultă, Smiley, ce treabă ai tu? Încă ești obsedat de Diana? Nu, chiar nu sunt. Bună, Costea! Am avut o plimbare superbă cu fetele! Da, Costea, am petrecut un timp minunat fără tine! Mă bucur! Mulțumiți că am lăsat-o să iasă cu voi! Diana, asta e pentru tine! Deschide-l! Mișto! Smiley, alo, să mergem! Așteaptă un pic! Smiley, ce e? Așteaptă, vreau să văd ce-i dă grăsuțul! Diana, Diana, ce e acolo? E un cadou! Da, e mișto! Costea, ce-i asta? Sunt cele mai frumoase flori pentru cea mai frumoasă fată! Mulțumesc, Costea, cât de drăguț! Ascultați, fetelor, credeți că Costea e ok să-i dea iubitei lui o coroniță de flori? Da, ceva e ciudat, are gusturi proaste, nu? De fapt, coronițele chiar sunt la modă. Niște clopoței de pus în cap. Ce clopoței, ales flori? Incredibil, Costea mă scoate din minți. Cine se crede el? Ok, putem să mergem. Așteaptă, mai e ceva în cutie. Oh, mai e și altceva. Gumă și ambalaje de gumă cu cuvântul iubire. Da, Diana, știu că îți place să faci balonașe mari, am pus gume acolo. Da, Costea, ce e asta? Cheia pentru noul nostru apartament? Nu, Diana, e cheia inimii mele. Oh, Costea, ești așa drăguț. Uite, cheia inimii. Ce drăguț. Nu înțeleg, de ce sunteți încă aici? Plecați acum. Ok, ok. Oh, Costea, mulțumesc mult pentru atenția ta și pentru surpriză, e așa drăguț, dar poți să fii mai drăguț cu prietenele mele? Abia am rezolvat situația cu ele astăzi, abia am vorbit. E cheia inimii, o idee genială, asta chiar există. Uite, dacă mi-ai fi dat un astfel de cadou, m-aș fi bucurat, dar fără clopoței aia de pus în cap. Nu-s clopoței, sunt flori, n-am fost clar. Oh. Diana, nu m-ai sărutat. Oh, Costea, am uitat. Bine, Costea, am puțin timp și am multe de făcut, să le găsesc pe fetele din tabără. Bine, ne vedem curând. Ok, ne vedem, pa, pa! Pa, pa! Păi, Gigi, mergem sau nu? Nu, fetelor, mergeți fără mine, mă simt foarte rău. Gigi, știu că ne minți. Gigi, să mergem, nu mai fi lașă. Iulia, Marușca, Knopa, nu înțelegeți că mă simt rău, nu vin. Nu vin. Ok, nu trebuie să cer toată atenția asupra ta. Toată lumea știe deja că te-ai certat cu Patrick și de-aia nu vrei să vii. Stop, fetelor, nu înțeleg. Cine v-a spus? De unde știți? V-a zis Patrick cumva? Gigi, jurnalul tău stă deschis larg pe masă. Uneori ar fi bine să-l ascunzi. Da, Gigi, l-am citit. Scrie Patrick e o gorilă, Patrick e o maimuță, îl urăsc.
Fetelor, liniștiți-vă! Nu, fetelor, cum mi-ați putut citi jurnalul? Fetelor, nu înțeleg! Asta e o nebunie, fetelor, până când ai plătit tabăra pentru că nu mai poți suporta când o să pleci? Iar așa, fetelor, liniștiți-vă, Gigi, nu fi supărată nici tu. Acum, dacă eu m-aș uita jurnalul deschis, sigur ați fi șocate. Diana, uite cine e acolo. Fetelor, nu-mi pasă. Dar, Diana, de ce nu-ți pasă? Doamne, Molly s-a uitat la tine când Costea ți-a dat cadou. Când ți l-a dat? Fetelor, vorbiți serios? De ce îi trebuie Costea? Serios, doar gândește la asta. Ce șușotiți despre mine? Nu-mi pasă ce zic șoarecii pe la spatele meu. Nu-mi pasă. Fetelor, ce a zis? Ne-a numit șoareci. Tu ești șoarece. Deci, fetelor, dacă mai luați jurnalul odată, nu știu ce vă fac. O să vă pun pe uscătorul cu haine, înțelegeți? Oh, nu mă întrebați nimic și nu mă enervați, am o stare îngrozitoare. Nu ești singură. Încă o persoană care are o stare foarte rea. Ascultă, păr verde, nu-mi pasă care e starea ta, dă-te rapid de pe canapeaua mea acum să te dai. Ascultă, micuță, pleacă de aici pentru că am o stare oribilă, altfel te pun pe uscătorul cu haine. Nu-mi pasă de starea ta. Bine, fetelor, să plecăm de aici, se agravează situația. Aoleu, fata cu păr verde are o stare nașpa și Gigi la fel. Apropo, știu de ce fata cu păr verde are stare nașpa, pentru că Smiley a dus-o la cea mai ieftină cafenea. Ce-ai zis? Nu-i spuneți de mine. Pa, pa, mergem la mare. Deci, micuță, vorbim. Nu, păr verde, eu o să plec. Am multe de făcut, trebuie să rezolv cu Patrick, da. Scorpie. Așadar, fetelor, să ne aranjăm repede și să mergem să antrenăm ratatele. Știi, Diana, când Costea ți-a dat cadou? Smiley aproape a plâns. Și Molly a fost foarte nervoasă. Fetelor, ce ciudat, nici n-am observat. N-am văzut asta deloc. Doamne, Diana, deci lui Smiley deja e dor de tine, nu vezi? Da, Molly vede asta și nebunește. Diana, o să iau cadoua de la tine. Și Diana, ți-am zis de un milion de ori, Costea nu e genul tău. A, fetelor, să fiu sinceră, am fost un pic surprinsă de cadoul lui Costea, mai ales de cheia inimii lui, un pic cam copilăresc, nu credeți? Diana, Costea e un romantic. Romantic. Fetelor, de fapt, romantismul e cam demodat acum. Toate vor acum băieți normal, normal. Hai, fetelor, v-ați aranjat să mergem să antrenăm ratatele? Și legat de Costea, o să ies cu el și o să încerc să-l schimb cumva. Nu o să-l schimb pe Costea, Diana, nu-l poți schimba, va fi așa toată viața. Nastia, hai să mergem, hai. Fetelor, așteptați-mă. Haide, Diana. O geanta mea. Hei, Smiley, unde ești? Da, deja ne-am antrenat, dar tu încă n-ai venit. Ai zis că pleci doar o oră, dar ai lipsit toată ziua. Oh, ai fost la restaurant cu Molly, mișto. Da, deja ai ratat mult din antrenament. Imediat o să te dăm afară din echipa de basket. Ai auzit? Ai înțeles? Ați, am fost la restaurant, de ce țip? Voi veni la următorul antrenament. Ce? Nu mai țipa și spune lui Provațchi că nu pleacă nimeni. Da, atât. Da, da. O, oh, Costea, mai vrei să-i faci cadouri Dianei? Cheia inimii, știi? Grăsuțule, te-am sfătuit să o lași pe Diana. N-am nevoie de sfaturile tale, ce? Ai fost gelos când ne-a dat Dianei cadouri așa originale? Ascultă, Costea, spun să o lași pe Diana. Și eu îmi spun că Diana e iubita mea. Bine, Costea, am înțeles. O să-s cu Diana la întâlnire și va fi iara mea. Nu o să se întoarcă la tine niciodată, pricepi? Auzi, grăsuțule, facem pariu cu ea înapoi pe Diana. Ia, cheamă-na de pe mine. Bine, Costea, de acum începe operațiune, ia-o pe Diana înapoi. Și ți-am zis să nu te uiți la mine. Ai auzit? Ce-am zis? Mult succes, nu-mi pasă ce mi-ai zis. Doamne, vin, fetele, ascundeți-mă! Mărășcă, Iulia! Nu, fetelor, nu vreau să rezolv cu el, dacă nu o să mă ierte. Ascultă, Gigi, n-avem chef să-ți înfruntăm depresia. Da, va rezolva cu Patrick chiar acum. Bine, haide. Gigi, ce vrei? Ce dorești? Am venit să vorbesc cu Patrick. Haideți, băieți, feriți-vă. Îl văd pe Patrick că se ascunde în spatele vostru. Patrick, gata, te-au văzut. Ești de acolo. Gigi, m-a săturat de tine, nu vreau să mai rezolv nimic. Gata, totul s-a terminat între noi. Patrick, te-ai gândit bine? Băieți, știți, nu ne place să trăim într-o cameră cu o fată isterică. Patrick, împacă-te cu ea, măcar cât suntem în tapăr. Patrick, poftim? Nu, n-o să mă pac cu ea, Knopa, să ieșim. Ce? Patrick!
Fetelor, aoleu, Patrick mi-a zis să ieșim. Nu, Knopa, nu te întâlni cu Patrick. Gigi, nu o să ne lase să trăim în pace. Nu, Patrick, nu te dau nimănui, nici Knope, nimănui. Mamă, scoate-mă din tabăra asta. Bine, băieți, ceva nebune se întâmplă în viața mea. În a ta, viețile noastre sunt nebunești. Da, ne-am antrenat din greu azi, ne doare tot și tu doar ai stat la restaurant. Da, băieți, nu e vorba de restaurant. Ok, m-am suturat de Molly și vreau să o iau pe Diana înapoi. Ce, o vede pe Diana înapoi? Da, pentru că nu o iubesc pe Diana, ci pentru că grăsuțul ăsta mă enervează. Și Molly, nu o mai iubești. Smiley, nu o să te ierte. Da, băieți, cu Molly nu știu cum fac, trebuie să scap de ea. Nu știu, chiar nu știu. Cum? E, Molly, nu poți scăpa de ea așa ușor. Băieți, trebuie să o trimitem acasă, să plece urgent. Ajutați-mă, vă rog frumos. Deci că trebuie să sun pe Molly să mă prefacă statele și să-i spun fiica mea, vine-o acasă. Da, fix așa o să fac. Da, Max, sună chiar acum. Smiley, de ce eu? Pentru că doar tu ai număr securizat. Bine, o sun acum. Mamă, ce vești bună, normal că da, normal. Mamă, de ce mă sun cu număr necunoscut? E număr securizat, am înțeles. Da, aoleu, bine, mamă, deja îmi fac bagajele, o să mă pună direct în taxi. Bine, mamă, ne vedem. Dragă, Molly, ce faci? De ce-ți faci bagajele? O, Smiley, înțeleg că o să-ți fie dor de mine, dar mătușa mea trebuie să vină la mama și a cumpărat o grămadă de haine diferite. Trebuie să merg până acolo, o să pup pe mătușa mea, o să-mi aleg hainele și o să mă întorc la tine. Molly, normal că o să-mi fie dor de tine, dar e mai importantă mătușa. Trebuie să te ajut cu bagajul. Smiley, grăbește-te, mătușa e foarte bogată și trebuie să vină, îți dai seama, vine foarte rar. Da, Molly, asta e super, mătușa mișto e super. Majoretelor, merg să-mi iau haine noi. Așteptați o fată super cool înapoi. Da, se va întoarce cu stil. Fetelor, Molly părăsește tabăra? Pentru haine? Ce-i cu asta? Diana, cumva ți-a făcut Smiley cu ochiul? Așa e, lalea. Da. Da, fetelor, am observat, se poartă ciudat. Nici n-a plecat bine Molly, că el mi-a și făcut cu ochiul mie. Voi, Smiley, mătușa o să-mi dea atâtea cadouri când o să merg, ce mișto va fi, nu pot să cred. Molly, sună minunat, ar trebui să stai mai mult acolo până la urmă, mătușa ta. O, voi sta acolo cam 3-5 zile, poți rezista? Voi rezista, Molly, nu te stresa, poți sta și 2 săptămâni. Cum adică, în 2 săptămâni începe școala și se termină tabăra? Da, exact, tabăra. E ok, ne vedem la școală. Molly, unde te duci? Oh, băieți, deci Molly merge la mătușa ei bogată, care acum a ajuns acasă. Da, e foarte bogată, foarte. Și apropo, băieți, vă rog să aveți grijă de Smiley să nu se uite la alte fete. Vă rog. Pa, pa, Molly. Molly! Da, sigur că o să ne uităm la el. Nu o să se uite la alte fete. Nu-i așa, Smiley? Bine, Molly, să mergem. Mătușa ta te așteaptă. Da, da. Provasc, ea chiar crede că mama i-a sunat-o. Da, ea imita vocea bine. Ia, ia, ia! Smiley, pa, voi fi atât de tristă, îmi va fi dor. Păi hai, grăbește-te, altfel o să pleci autobuzul și nu o să ai timp să-ți vezi mătușa. Da, băieți, gata. Da, Smiley, bună treabă. Mulțumesc, băieți, nu reușeam fără voi. Smiley, și acum ce? Acum ce? Smiley o să încerce să se împace cu Diana. Da, o să-i arăt grăsuțului. Smiley, Smiley, poți să o faci. Faci. Oh, Provaschi, de ce stați aici? N-aveți nimic de făcut? Hei, voi! Bună, bună fetelor! Bine, băieți, urați-mi succes! 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 Bine, fetelor, să plecăm de aici, nu vreau să fiu aici! Diana, bună, mă mai ții minte? Cândva am fost iubitul tău, vreau să mă întorc la tine! Smiley, păstrează distanța! Smiley, asta n-a fost o încercare reușită! Diana, nu te purta așa, noi ți-am zis că Smiley te place! Da, Diana, așa e! Chiar dacă Smiley încă mă place, mie nu-mi place de el deloc. Oh my god, a rămas la fel. Diana, nu te minți. De Smiley nu te purta ca un fraier, fii bărbat. Diana, vreau să fim din nou împreună, știu că mă iubești și eu te iubesc. Smiley? Ce? Diana, nu îmbrățișează pe Smiley? Diana, da? Serios? Vom fi împreună? Mă bucur că ai zis da. Smiley, cine te crezi? Ești nebun? Nu mă îmbrățișa? Da, Costea a văzut totul. Acum Costea nu o să mai fie cu Diana. Costea e așa vulnerabil, așa sensibil. Sigur nu o să ierte pe Diana pentru asta. Fetelor, ce șoșotiți? Să mergem să antrenăm ratatele. Cum fi împreună, nu mă las.
Ok, dragilor, sunt șocată de Smiley, se poartă ciudat. M-a iubit pe mine, apoi pe Molly, acum iar pe mine, mă enervează tare. Dați like, abonați-vă la canal și așteptați noile episoade. Veți vedea voi ce o să se întâmple. Pa, pa, fetelor! Grăbiți-vă! Pa, pa!